Astăzi testăm 100 de mituri adevărate în Minecraft și cred eu că în proporție de 99% sunt adevărate miturile astea, așa că dați un like să facem 1000 de like-uri prin 24 de ore și abonați-vă, pentru că în ultimul timp nu v-ați mai abonat la canal și îmi vine să plâng și poate mă supăr mai pus de episoade de Minecraft mai, așa că abonați-vă mă și dați un like acolo, haide! Bun, și dăm direct cu primul mit care spune că putem sări 5 blocuri în Minecraft. Toată lumea că știe că mai mult de un bloc nu putem sări. Și chiar dacă ne punem de asta, cum îi zice, poțiune de jump boost, nu putem sări foarte, foarte mult, mai ales pe Java Edition. Așa că vom încerca mitul ăsta care spune că dacă avem soul speed pe niște ghetuțe pe care le luăm în picioare frumos, bam, uite cum stăm mie cu ghetuțele în picioare, și bem poțiunea asta și ne luăm o elitra, deci fiți atenți, trebuie să ne luăm și o elitra și ne punem pe survival game mode, ai bă, că scriu și eu dacă e survival, bun, noi putem sări acum peste cele 5 blocuri și hai să vedem dacă este adevărat, bun, haide bă să vedem, bun, aparent n-am reușit de data aceasta, asta că n-aveam elitra pusă pe mine, am înțeles, bun, deci n-aveam elitra pusă pe mine, hai să vedem, deci nu pot sări, uitați-vă, deci mai mult de 2 blocuri nu pot sări în Minecraft, să vă și arăt, bun, deci uite, de 2 blocuri, de un bloc, efectiv, uite, eu am jump boost, dar nu pot sări pe blocurile astea două, dar pe astea pot sări fără nicio problemă, bun, hai să vedem, bă, dacă reușim, și 3, 2, 1, am sărit, bă, ok, aparent n-a funcționat, hai să mai încercăm o dată, bă, nu cred că merge, sincer vă zic. Deci am ghetuțele pe mine, am elitra, am poțiunea de, de jump boost și aparent nu pot sări. Deci mitul ăsta e fals. Bă, chiar am crezut că o să funcționeze. Ce se întâmplă aici? Chiar nu pot sări, adică... No, asta... Opa! Ați văzut că m-am dus un pic mai sus? Este mă că s-ar putea să meargă, bă. Deci, s-ar putea să funcționeze dacă mă chinui un pic, și... Da, pot să zic că mitul ăsta este fals. Efectiv, nu funcționează. Da, nu pot sări, dar pot sări două blocuri. Ia să vedem, game mode creative. Bun, hai să facem așa. Oare reușesc să sar la cele trei? Bun, dacă reușesc să sar peste astea trei, sunt mulțumit, sincer. Survival, bun. Hai să vedem, deci dacă pot sări peste astea, este perfect. Ok, dar două blocuri le pot sări cu elitra, așa, e bine, dar așa nu, nici, opa, bă, trebuie să găsești timingul ăla perfect, cred, sau ceva de genul, nu înțeleg prea bine, că oarecum mă ridică un pic, dar mă lasă destul de repede jos și îmi vine să plâng, sincer, hai mă, uite, bă, uite cum mă ridica, deci mă ducea mai sus decât trebuie, mă, dar trebuie să găsesc eu punctul perfect. No, nu merge, clar, mitul ăsta este fake. Ok, o să încerc mitul ăsta și pe Bedrock Edition, pentru că chiar sunt curios dacă funcționează, pentru că, uitați, avem aici poțiunea, o să o bem, trebuie să ne punem botoșii pe care nu i-am pus, dar avem aici, nu-i problemă, bam, am pus și botoșii pe noi și avem soul speed, ok, bun. Și aici avem cele 5 blocuri, 1, 2, 3, 4, 5, da? Nu putem sări până sus, asta e clar, bun, dar dacă ne luăm viteză cu elitra pe noi și cu soul speed, cu aceste ghetuțe, hai să vedem dacă reușim, bă, hai. Băi, ce s-ar putea să meargă sau ce este așa? No, nici aici nu merge. Deci e fake pe ambele Minecraft-uri. M-a zis să-i dau o șansă și pe Minecraft-ul ăsta, dar aparent nu funcționează. Ce-i drept, sărim un pic mai sus, dar probabil din cauza... Opa, eu vezi că am fost destul de sus dacă mă întreb pe mine. Da, nu funcționează nici pe ăsta. O să facem o ultimă încercare și... Bă, s-ar putea să meargă aici și... What? Stai mă așa! S-ar putea să reușim, dacă nu 5, măcar 4 blocuri și tot putem sări. Bun. O să încerc să sar game mode creative. O să încerc să sar 4 blocuri, ok? Bun. Deci dacă la 4 blocuri nu reușesc acum din 2 încercări, gata, și pașpa cu mitul ăsta, că deja m-a apucat nervii cu el. Ia să vedem. Aoleu! Ce m-a speriat, bă, de era pe creative game mode survival, bă, nebunule, bă. Bun. Hai să vedem și... Da, bă, merge! 4 blocuri putem sări cu această chestie, deci putem spune că e adevărat, sincer. Hai seama că sunt astea adevărate. A, nu sunt 5, sunt 4 blocuri, dar tot e ok, sincer vă zic, e mai ok decât să fie fake 100%. Bun, următorul mit, pentru că toți suntem aici lângă apă, ne spune că putem vedea prin apă ca și cum am avea X-ray dacă facem chestia asta. Luăm un armor stand, bam, îl punem frumușel aici lângă apică.
Bam, și în mână îi pune o bucată de gles. Gles normal, fără nici cea mai mică discuție, ok? Bam, i-am pus gles. Nu cred așa ceva. Effect, give. Stai, Marius Costin, night vision. Bun. Bă! Putem vedea prin apă, efectiv, ce este în apă. Nu cred așa ceva. Vreau să mă duc să pun aici niște o nicovală vreau să pun aici. Bam, o mare nicovală. Vreau să văd dacă se vede nicovala prin asta, dacă e real ceva prin asta sau nu. Uite, bă, nicovala acolo. Mamă, ce tare e asta. Deci poți să vezi efectiv și are și un fel de efect de lupă sau ceva. Deci ăsta e tare. Mitul ăsta e cel mai șmecher mit pe care l-am testat până acum. Uitați aici o bucată de asta normală. Gen, prin ea nu se vede, dar dacă îi punem. Eu, dar putem să o și ridicăm. Deci ne uităm ca printr-un binoclu așa. Ia, mamă, bă, deci asta e cea mai tare chestie pe care am găsit-o în Minecraft ever. Pe bune vă zic, bă, deci e incredibil ce se întâmplă. Arbor Sendule, îți mulțumesc. Ăsta merge doar pe Bedrock Edition, să știți. Ci că poți elimina carcasa șulcărului dacă îi arunci cu invizibilitate. Suntem pe Bedrock și hai să încercăm. Nu merge. Bun, încercăm imediat și pe Java Edition, pentru că sunt șanse să funcționeze acolo. Dar aici nu funcționează, deci pe Bedrock Edition este fake acest mit. El ar trebui să rămână doar căpățâna asta de șulcăr drăguț aici și atâta, bă, nimic altceva. Ok, suntem pe Java Edition, avem mai șulcărul și hai să vedem, bă. Baaa! Nu cred așa ceva, e nebun! E nebun șulcăr, vă uitați-vă la el ce față are! Uite! Mamă, ce sunete scoate, bă! Deci gata, și acum ce face? Nu mai scuipă sau ce? Game mode survival. Oare nu mă mai scuipă, mă, dacă e în asta? A, ba da, mă scuipă, ce? Stai, bă, nu fi nebun, gata, game mode creative, gata, nu vreau să mă mai scuip. E ok, gata, te rog frumos, lasă-mă în pace. Și uitați-vă, aici nu merge să pui sticlă pentru că ăsta nu are mânuțe. Cum îi zice, armor stand nu merge pentru că n-are mânuțe, dar nu contează. Bă, e tare aici, de acum înainte o să testăm miturile și pe un Minecraft și pe celălalt, pentru că, practic, foarte multe din ele merg pe alte Minecraft-uri și mi se pare wow, sincer, adică ele chiar sunt reale. Gândiți-vă la câte chestii am încercat și chiar erau reale, adică uitați-vă la șulcărul ăsta care nu mai are casă, e un fel de merg fără cochilie, bă, nu știu cum se numește, scrieți-mi în comentarii cum se numește un merg fără cochilie, că habar n-am, am uitat. Ci că un Enderman nu te poate ataca dacă te uiți fix în ochii lui și nu-ți muți privirea absolut deloc. Noi știm toți că dacă te uiți în ochii Endermanului acesta o să vină după tine și o să-ți dea bucata. Dar hai să încercăm prima dată pe Java Edition. Punem asta aici, game mod survival, bam, și o să mă uit în ochii lui. Ia să vedem, bă. Hai, mă, ești șmecher? Dă-o cu mine dacă ești șmecher, mă, hai. Dă-o cu mine. Efectiv, nu vine să mă atace, eu stau și mă uit la el și cred că are o slăbiciune sau ceva la chestia asta. Se aude foarte tare Enderman-ul ăsta, face un zgomot foarte, foarte ciudat. Dar hai să vedem dacă întoarce în privirea, dacă acesta... A luat o floare de jos, vedeți? Dacă acesta ne va ataca. Mitul spune că dacă ne întoarce în privirea și nu ne mai uităm la el, el ne va ataca. De la fel ca și cum te-ai uitat la câine în ochii lui și acesta n-ar veni să te muște. Dar n-aș încerca asta în viața reală, sincer vă zic. Și acum e să vedem. Ce stați de... A, ba nu, te atacă și când te uiți la el. Ok, bun, deci dacă ți-ai întors privirea, ești șpa. Hai să încercăm și pe Bedrock Edition să vedem dacă funcționează chestia asta. Avem aici Enderman, sper să nu fugă. Aoleu, stai, bă, că fuge, bă. Stai, mă, frate, mă, stai așa că vreau să mă uit în ochii tăi. Alo. Mamă, unde s-a dus ăsta? Bun, o să facem altul. Stai așa că aveam doar un Enderman. E nebun Enderman, nu mă fuge de noi. Bun, sper să nu mă atace ăla, sincer, prin spate. Dar o să mă duc în altă parte. O să mă duc puțin mai departe de el, că n-aș vrea să vină ăla să mă atace acolo, sincer vă zic. Bun, game mod survival și gata. Mă uit în ochii lui și hai să vedem. A fugit, bă, stai, bă. Mamă, de ce fuge ăsta, mă? Da, mă, efect clear. Marius Costin, eram invizibil. Stai, mă, efect Marius clear. Așa, mă, gata, bun. Ia, vină, mă, încă, hai. Aaaa! Mamă, stai, mă, că ăsta mă... Ăsta nu mă mai atacă. Da, nu știu, cred că pe Minecraft-ul ăsta nu funcționează. Nu știu de ce am impresia asta. Pentru că, efectiv, ei se teleportează imediat după ce îi spawnezi. Nu știu care e faza, ok? Deci, cred că e rezolvat cumva această eroare. Dar, pe Java Edition vă puteți uita la un Enderman toată ziua, pentru că acesta nu vă va face nimic. Doar în momentul în care vă veți întoarce cu spatele, vă va da bucata. Dar poate veni un prieten să vă ajute. Gen, dacă ați rămas așa și aveți foarte multe arteme și puțin HP, puteți să vă uitați la el exact așa. Stați nemișcați
Și chemați-vă prietenii să vă ajute cu Endermanul, să-l bată, să-l facă praf, să-i pună apă, să facă nebunie pe chat, pentru că puteți scăpa de el, bă, ceea ce-i super tare. Următorul mit spune că dacă mănânci un măr enchantat, un măr de aur enchantat mai exact, poți supraviețui căderii în End. Adică, bine, practic o să cazi la nesfârșit, dar nu o să mai mori. Vreau să ne activăm și coordonatele. Suntem pe Bedrock Edition, atenție, vom testa și pe celălalt imediat. Hai să dăm drumul la coordonate, bam. Avem coordonatele sus acolo, voi nu le vedeți, dar eu le văd. Dar putem face să fie bine să le vedeți și voi. Bam, vedeți și voi coordonatele acum și hai să vedem. Avem aici o gaură care duce exact în End. Bun, și sunt în cădere liber acum. Hai să vedem dacă reușim să supraviețuim. Da, aparent aici nu funcționează. Pe Bedrock Edition nu funcționează. Vom testa imediat și pe Java. Bun, suntem pe Survival, suntem pe Java Edition, mâncăm mărul și nu mai are să mergem până sus să sărim, pentru că nu are nicio logică. Și vom sări exact aici și mă duc mai să vedem dacă supraviețuim. Ia. No, mitul ăsta chiar e fake 100%. Nu poți supraviețui dacă mănânci un măr enchantat, dacă sari nether în void. Deci efectiv mitul ăsta este fals. Am văzut în clipul ăla că efectiv omul a ajuns la blocul minus 2000 și ceva pentru că a căzut în continuu și nu murea. Da, nu știu care e faza cu asta, dar e fake. No, nu ne-a funcționat nici pe un Minecraft, nici pe celălalt. Bă, și al treilea Minecraft să-l testăm, nu-l avem, așa că șpa mit. Ci că zombii nu pot sări peste azalea bushes astea, peste tufele astea de azalea, efectiv. Game mod survival, hai să vedem dacă ne putem proteja de zombii. Salut, mă, șmecherilor, ce faceți? Am înțeles. Deci, pe Java Edition, efectiv, puteți să vă protejați de zombii doar făcând asta, dar dacă ieșim mai... Uite, bă, gata, mă, bun. Deci ei nu pot sări sub nicio formă. Dacă aveți niște restele la voi, le-ați pus în jurul vostru. Hai să le punem una și în față aici. Dar nu prea reușesc, sincer. Și ceva, mă? Ia, mă, urcați-vă aici dacă sunteți șmechere. Ei nu or să poată trece niciodată de astea. Nu înțeleg, sincer, de ce, pentru că eu pot sări. Și, da... Na, nu știu, e ciudat. Dar hai să vedem dacă poate sări o vacă. Ia să vedem. Give Marius Costin cow spawn egg. Bun, hai să vedem o vacă. Să ne dăm și niște greu. Bun, deci mobii nu pot sări. Sunt incapabili să sară peste astea. Hai să testăm și pe Bedrock să vedem dacă funcționează. Avem mai zombi, ne-a băgat în cușca noastră de azalea și game mod survival. Hai să vedem dacă ne atacă băieții. Bă, aici ne pot ataca, bă, deci doar pe Java Edition funcționează chestia asta, așa că nu încercați niciodată pe Bedrock, pentru că o să muriți. Bă, vin zombi după mine, ajutor, dați like. Ok, pasta nu o cred sub nicio formă, nici pe un Minecraft, nici pe altul, dar vreau să o testez pentru că dacă funcționează, mi se pare super, super tare. Deci fiți atenți la faza asta. Putem pune un shulker, un chest, pardon, interiorul unui shulker. Ăsta este un shulker adevărat, ok? Uitați-l. Bun. Dacă trag de leverul ăsta, va trebui chestul să fie băgat în shulker. Nu cred niciodată așa ceva, dar hai să testăm. Bun, suntem pe Java Edition, ca și idee, ok? Da. Nu funcționează. Pe Java Edition nu funcționează, se distruge leverul. Dacă pun ăsta mai așa, da, n-are nicio treabă. Nu poate mișca shulker efectiv. Dar dacă încercăm să facem chestia asta invers, ia să vedem oare funcționează. Bam. Așa, să împingem chestul. Da, nu merge să împingem nici chestul. Da, mitul ăsta este fake. Dar stați un pic, să mai încercăm cu piston de ăsta, sticky piston. Poate totuși, nu știu, n-am folosit pistonul corect, ok? Bam, și acum nu funcționează nici cu asta. Hai să mergem pe Bedrock să vedem dacă acolo funcționează. Ok, punem aici chestul, punem aici pistonul frumos, bam, și shulkerul în mijloc. Este un shulker adevărat, după cum puteți vedea. Nu cred așa ceva. N-ai cum așa ceva în viața asta și poți să deschid chest, incredibil. Deci, cea mai bună ascunzătoare pentru un chest ever. Uitați-vă un pic cum arată chestanul ăsta, bă. Bă, deci nu-mi vine să cred așa ceva, deci e imposibil. Și acum dacă dau game mod survival, dacă dau hit. A, uite, sparg ăsta. Ăsta oare mă mai atacă? Shulkerul, ia să vedem. Mă plimb pe aici, ce pe lângă el. Shulkerul nu mă mai atacă.
Deci puteți face chestia asta pe Survival Super Easy și aveți un shulker. Bine, dar nu prea aveți cum să aduceți un shulker acasă doar dacă îl puneți. Oare putem pune un shulker în barcă? Hai să vedem. Dacă poți pune un shulker în... un shulker în barcă, give Marius Costin barcă. Hai că... barcă. Bun, barcă. Ok. Hai să vedem dacă putem lua asta în barcă. L-am luat, bă! Da, își cam ia damage. A, ba nu, nu-și ia damage. Ia. Da, uite, putem merge cu el acasă într-un fel sau altul, gen. Da, na, acum zbor, dar îmi dau efect clear Marius Costin și... Ai că am scris game mode creative, gata, bă. Am înțeles, am murit. Nu contează, bă, dar mitul funcționează, ceea ce e super, super tare din punctul meu de vedere. Așa că merită un mare like episodul ăsta pentru, doar pentru miturile astea care au mers. Mă, numai unul singur cred că n-a mers atâta. Și că dacă folosești Frostwalker pe magma, nu-ți iei damage. Bă, cred că am mai testat asta, dar vreau să testez pe ambele Minecraft-uri să vedem dacă funcționează. Frostwalker 2, ok? Bun, ne punem ăștia, îi avem în picioare, îi avem acum. Bun, game mode survival, ok? Bă, pe Bedrock Edition chiar ne salvează viața și dacă îi dăm jos, aici vom lua damage, ok? Bun, hai să vedem dacă merge și pe Java, băi. Game mode creative, fugim pe Java acum, bă. Bun, să încercăm și aici, ne punem frumos astea Frostwalker 2 ca să fie bine, survival, tot ce trebuie. Prima dată călcăm așa, ne luăm damage și acum ne-am pus botoșe aici, hai să vedem. Bă, pe ambele Minecraft-uri chestia asta ne salvează și mi se pare super tare, așa că voi fugi pe apă și pe gheață, pentru că așa vreau eu, bă. Mi se pare super tare, vreau să văd dacă pot să îngheți pește ăștia, oare să îngheață, pește congelat. Băi, 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 nu fugiți, nu fugiți! Te-am înghețat, mă? Șpa, șpa, peștanii? Nu pot sări în apă! Gata, am sărit. Unde-s, mă, peștania? Da. A, iată-i, mă, aici nu au nicio treabă ei cu mine. Aoleu! Aoleu! Nu mai pot să-mi fac gheața, bă, acum. Doamne, am înțeles. Șpa, șpa, gheață. Următorul mi spune că dacă dăm instant heal la mașmalandre, vom face rost de o mașmalandră fantomă care nu poate fi ucisă deloc. Să dai nea cu pumnul cu astea și va avea o animație foarte ciudată. Avem aici instant heal, ok? Și începem să le dăm hituri la barbașance. Văd că nu-și iau damage. Ok, mai încercăm. Le dăm instant heal în continuu, continuu, continuu. Dacă nu merge așa le dăm cu damage. Instant damage, ok? Ia să vedem, bam, bam, bam. Instant, hai să scriem instant aici. Pentru că văd că nu merge cu asta. S-a dus, rip Minecraft-ul. A, ba nu, nu e rip Minecraft-ul, ok. Bun, hai să încercăm cu instant damage. Dar instant damage, vreau splash, sincer. Cu instant damage 2, bun. Bun. Da, cu instant heal nu se întâmplă nimic pe Bedrock Edition. Vom încerca pe Java să vedem dacă funcționează, pentru că efectiv aici văd că mașmalandrele nu-și iau damage dacă dăm cu instant heal în ele și la instant damage mor prea repede, deci nu se pune, nu e ok, nu așa ar trebui să se întâmple. Face repede cușca pentru mașmalandrițe, deci vreau să vă spun că nicio mașmalandriță nu va fi rănită în acest videoclip. Mint. Chiar sunt un pic rănite, de ce să vă mint, dar este doar de dragul unui experiment și sunt mașmalandrițe fake astea, ok? Toată lumea trebuie să știe că astea sunt mașmalandrițe fake. Punem aici niște mașmalandrițe fake. Deci sunt fake-uri, fake-uri, fake-uri. Adică, bă, nu-s de la reale, de la găsit o până apă sau ceva. Băi, 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 pleacă de aici, bă. N-ai ce căuta, nici tu. Pleacă, Rosalindo. Bun, și hai să vedem, bă, instant heal, ok? Băi, de ce nu pot să le... Nu le pot nimeni... Ok, astea nu le pot nimeri. Dar nu-și iau, bă, uite, nu-și iau damage dacă le dau instant heal-ul ăsta și nu înțeleg de ce. Deci, practic, mitul ăsta este fals. Sincer, chiar nu credeam vreodată că poți face rost de o mașmalandră fantomă, sincer. Dar cu instant damage, ia să vedem. Da, își iau instant damage și atât, gen. Bă, astea sunt rezistente, văd. Ia, vreo animație ciudată ceva pe aici, vedeți? Bă, parcă se mișcă ceva pe aici. No, n-au nicio treabă. Efectiv, nicio treabă n-au. Bun, îmi pare rău de mașmalandrele astea, dar mitul este fals. Nu merge nici pe un Minecraft, nici pe celălalt. Al doilea mit fals de astăzi. Dacă greșesc să mă contraziceți, dar eu cred că este doar al doilea și atât. Lăsăm mașmalandra asta în viață și spuneți-mi ce nume să-i dau în comentarii. Poate la un moment dat o să aibă un nume și dăm instant heal ca să aibă viața infinită mașmalandrița asta nebună.
M-am interesat mai bine și m-am gândit, bă, n-are cum să fie fake. Adică am stat un pic așa, m-am strofăcat un pic creierii și am găsit un alt clip în care trebuia să le dau prima dată cu Wither 2 și după să le dau cu Instant Heal. Deci am văzut acolo, cel care a făcut clipul ăla a arătat doar o parte mică și e un pic fals. Deci hai să vedem dacă funcționează. Deci trebuie să le dăm cu Wither 2, să așteptăm până când ele aproape mor. Și când e momentul potrivit, când cred eu că e momentul potrivit, trebuie să dau cu Instant Heal ăsta. Ok, hai. Acum îi dau, nu știu. Hai mă. Da, n-a funcționat, mai încerc o dată. Pa. Mai încerc o dată. Vreau să, de fapt stai că astea mai au puțină viață, gen. Bun. Opt. 9. Bun, deci ele trebuie să-și ia damage de 14 ori ca să moară. Hai să încercăm numai cu 3 și vreau să le las să ia damage de 14 ori, da? Ok. 1, 2, 3. Ta, o să așteptăm un pic. 4, 5, 6. Ah, cred că am pierdut numărătoarea, sincer, că am vorbit. Acum! Bă, n-au reușit să prim mașmalandrița, dar mai încercăm o dată cu mai multe. Da, sincer, nu știu, fantomă de mașmalandriță, nu știu ce să zic, un pic tristuț dacă mă întrebați pe mine. Bă, o să le dau un continuu cu astea, mă. Uite, mai sunt care și-au damage, gen. O să dau cu asta un continuu, să spamez, efectiv. Bun, văd că nu s-a întâmplat nimic cu niciuna. Mai încercăm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acum! Bă, v-am dat, gata, ce mai? Hai mă să le vedem. Nu-i niciuna care are nici animație ciudată. Bă, credeam că aia chiar că făcea exact ca mașmalandrița din clipul ăla. Nu, deci efectiv e fake ăsta. O ultimă încercare, dar nu, n-are nicio șansă. Deci chiar vreau să mă încerc o dată că îmi place și ar fi tare să iau o mașmalandă de genul ăsta. Dar e destul de greu de obținut dacă mă întrebați pe mine. Uite, deja au început să moară din ele. Nu, efectiv nu funcționează, îmi pare rău, mitul ăsta e cam fake, încercați și voi, dar nu prea cred că merge. Uite-le postul ce moronii sunt, am zis că sunt cozi de la cod, pește de la cod. Ci că putem activa un TNT de la distanță cu ajutorul unui Lightning Rod de ăsta de cupru sau nu știu, cred că e din cupru făcut sau ceva de genul, dacă avem un trident cu channeling pe el. Adică așa, bun, avem aici tridentul cu channeling, chestia asta merge doar pe Java Edition, atenție, ci că merge, acum să vedem. Bun, și eu dacă lovesc exact în ăsta, va trebui să se sumoneze un fulger și să activeze TNT-ul, hai să vedem. Da, cred că ar trebui să fie noapte, time set night. Ok, pe noapte oare merge? No. Dar dacă facem chicken, spawnăm un chicken aici, să vedem dacă funcționează channeling ăsta. Bun, Wither Thunder. Ia să vedem dacă acum merge. Bun, deci nu știu cum să folosești channeling-ul de pe ăsta, ce? Sate de paletin. Uite că merge pe ăștia. Hai să vedem dacă merge și pe ăsta. Bă! Efectiv a funcționat, ești... La asta nu mă așteptam. Bun, deci poți activa un TNT de la distanță cu așa ceva, dar trebuie să fie furtuna nebună afară. Hai să încercăm să ne ducem un pic la extrem, să punem ăsta și mai departe, să vedem cât de departe poate ajunge acest semnal de la fulger. Ok, bun. Deci am pus foarte departe, atenție. Deci uitați-vă, exact aici o să pun TNT-ul. Mamă, și fulgerul lovește direct acolo. Gen, ăsta prinde
fulgere sau ceva. Bun, deci până acolo nu merge. Hai să încercăm aici. Să vedem, poate funcționează. Bun, nu știu câte blocuri ar putea să activeze el, gen. Ia să, hai să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hai că am numărat. 4, 5, 6, 7 blocuri. Hai să punem 8, 9, 10. Hai să punem la 10 blocuri, are merge. Bun, la 10 blocuri nu merge. 10, 9, 8, 7. Cred că la 7 blocuri să fie șpa-șpa TNT-ul ăla, cum întrebați pe mine. Da! La 7 blocuri șpa-șpa TNT-ul, bam! Și acum explodează absolut toate. Ăsta sub apă nu cred că o să mai facă bum-bum. Dar cam ăsta a fost clipul Barba Shiner. Sper că v-a plăcut. Dăm acolo un fulger. Dăm aici un fulger. Dăm aici, numai aici fulger, că numai aici merge. Da, se activează câteva de astea, ceea ce e super tare. Dați și voi like acolo dacă v-a plăcut clipul, abonați-vă și până data viitoare v-am pupat pe toți și aveți grijă la fulgere, băi. Pa, pa!